Invadarea Ucrainei de către Rusia a arătat oficialilor NATO o realitate care pare că fusese uitată în ultimii ani. Reușita într-un astfel de conflict este dată și de numărul militarilor aruncați în luptă. În fața unei noi agresiuni rusești, NATO are nevoie urgentă de militari activi, cât și de rezerviști. Dar acest lucru este greu de realizat. De fapt, multe țări au probleme de recrutare a rezerviștilor, care sunt chiar mai grave decât cele din cazul forțelor active. Jurnaliștii de la Foreign Policy au analizat situația din țările puternice ale Europei. Germania, de exemplu, are în acest moment 180.000 de militari activi, iar Marea Britanie are mai puțini soldați decât avea acum 200 de ani, când se lupta cu trupele lui Napoleon Bonaparte. Iar lucrurile se înrăutățesc cu fiecare an care trece. În 2023, Germania a avut cu 1.500 de militari mai puțin decât în anul precedent. Armata britanică și-a ratat obiectivele de recrutare timp de 14 ani consecutiv. În 2022, scăderea numărului de recruți a fost de 30%. Franța a înregistrat anul trecut o reducere cu 6% a personalului militar, iar Italia se chinuie să atingă un obiectiv anual de 8.000 de recruți. În 2020, media de vârstă a soldaților italieni era de 38 de ani, cu cel puțin pe 10% față de vârsta optimă. Suedia însă a reușit să pună la punct un sistem de recrutare care dă roade. Ocuparea Crimeei în 2014 a trezit Suedia. La acel moment, un experiment cu soldați profesioniști cu jumătate de normă se transformase într-un eșec. Până în 2013, doar 579 de recruți au terminat cele 11 luni de pregătire inițială. La 1 ianuarie 2018, Suedia a restabilit serviciul militar obligatoriu. Spre deosebire de sistemul din timpul războiului rece, însă recrutarea suedeză este acum selectivă. 100.000 de tineri de 18 ani sunt examinați anual pentru serviciul militar, dar doar aproximativ 5% dintre aceștia intră în sistem. Cel mai nou membru NATO își propune să dubleze numărul până în 2030. În urma sistemului de recrutare bine pus la punct, armata suedeză câștigă la două capitole. Dobândește noi combatanți și își mărește numărul de rezerviști. Deși aceștia au nevoie de chemări regulate pentru a-și menține gradul de pregătire, chiar și o rezervă slab pregătită, dar numeroasă, poate reprezenta un avantaj în cazul unui conflict. Iar aici trebuie să vorbim despre Rusia. Ucrainienii au reușit până acum, potrivit unor resurse, să scoată din luptă 500.000 de ruși, dar Moscova a reușit să-i înlocuiască în urmă cu 18 luni. A mobilizat 300.000 de oameni care nu se mai antrenaseră și nu se mai luptaseră de la serviciul militar inițial cu ani în urmă. Mobilizarea parțială a Rusiei, deși făcută în grabă, a fost esențială în timpul contraofensivei ucrainene din Harkov. Revenind la Suedia, sistemul de recrutare a inclus și alte schimbări majore. Aproximativ 15% dintre recruți sunt femei și a fost înființat un corp de subofițeri profesioniști cu vechime în serviciu. Să știți că recruții suedezi primesc aproximativ 450 de dolari pe lună, o cincime cât primește un soldat din armata americană. Având controlul asupra insulei Gotland, situată în centrul Mării Baltice, Suedia va contribui la transformarea Mării Baltice într-un lac NATO, protejând trioul vulnerabil format din Estonia, Lituania și Letonia. Pentru ceilalți membri europeni ai NATO, recrutarea selectivă din Suedia poate reprezenta un bun exemplu. Chiar dacă Rusia va fi oprită de Ucraina, statele europene sunt obligate să-și consolideze apărarea în fața unui atac venit din Est. Ștefan?